Deci de azi de dimineață am venit cu niște ajutoare la matrice, la niște prieteni dragi, cunoștințe de ani. Am ajuns până în centrul satului, dacă putem spune așa, că mai rămas o bucată din sat. Vorbește lejer, fără emoții, că nu se întâmplă nimica. Pur și simplu am avut neplăcerea de a întâlni români care își căutau rudele, români care am înțeles că lucrau la negru și care nu pot fi identificați. Nu pot fi identificați, nici măcar nu se știu dacă există sub aceste dărâmături, în amatrice vorbesc, aici sunt, sau în alte părți. Am asistat la identificarea unui cadavru, la o cetățeană română de 67 de ani, nu pot să dau numele. Stai, pentru privacy. Am avut neplăcerea de a vedea asta de azi dimineață până acum. Acum, foarte multe poze de la cadavre în staturi de nedescris în cuvinte. Ai rude aici? Nu. Italieni, amici. Cum au reacționat românii din Roma când au auzit? Puneți că mulți au rude în zona asta. Deci, cum au reacționat? Mi-au umplut pungile de ce au avut ei, nu? Pe acasă. Sau ce-au putut cumpăra de la magazine. Au fost, să zicem... Cât v-a lăsat să vă organizați cu totul? O zi. Dar nici măcar o zi, că români? Cam între muncă români? Și... Foarte mulți. Și ce am făcut azi, am venit așa cu mașina personală și cu cu mașina foarte plină. Dar ne așteaptă la Trigoria 3 camioane și din toată Italia, prin asociația pe care o reprezint, care se numește Asociația Socioculturală Sportivă România-Lombardia. Este o asociație înființată de români? Da, da, aici sunt în Italia. Toți românii din România. Sunt din partea lui domnul Liviu Cătălin Robert Răducescu. Prin dumnealui și prin alte cunoștințe am încercat să adunăm camioane întregi de alimente, dar cum aici au de toate, așteptăm câteva săptămâni ca să le duceți în alte unde e nevoie. Unde e nevoie. Tu ești din Roma, ai simțit cutremurul Roma? Da, da, s-au simțit. Cum? Deci un cutremur e tot, întotdeauna un cutremur. Care e starea ta fizică, psihică în momentul ăsta? Te afli aici în mijlocul, nu știu, unui centru unde se identifică cadavre, unde sunt foarte multe persoane moarte. Nu, pot să spun că ceea ce au văzut ochii mei astăzi nu va fi niciodată descris în cuvinte. Am făcut și niște poze, nici măcar pozele nu reușesc să spună ce reușesc să vadă ochii mei astăzi. Deja, deci am făcut, să zicem așa, o stradă care nu era absolut nimeni, nici măcar o pisică. Am trecut pe niște sătucuri, cam pe Tosto, dacă mi-amintesc bine. Nu era nici măcar o pisică care alerga prin satul acela, era pur și simplu deșert. Știi ce vreau să zic? Noi pe aici, numai astăzi am fost. Să vezi ce pe partea aia pe acolo. Îți faci cruce, sunt pur și blocate. Simplu. Leșini. Sunt blocate miroase. Drumurile. Vreau să spun că eu vin de mulți ani, de sunt în Italia din 2004, vin de mulți ani aici la matrice și vara și iarna. Măi, mirosea pădure. De când ne-am pus pe strada asta către Campo Tosto, a început să miroasă la intrarea în cimitir. Ca să nu spun că eu sunt aici la matrice și simt că sunt într-un cimitir. Deci nu mai a dispărut, cum să vă spun, viața. Și mirosul de plante, de pădure. Deci miroase a tristeții, a durere. Cât timp mai stai aici? Astăzi, în seara unde asta dormi? Plecăm. Unde dormi? Ce mâncă? Ceva? Suntem cu mâncarea în geantă, dar vă spun că în momentul în care ești aici, nu ești ca să mănânci, nu te gândești nici măcar cu să senzația. Bei apă. Da. Te gândești doar să... Tu să ajuți să și, noi să, și să ajuți. Noi să arătăm adevărul și să încercăm să informăm deci, cât mai corect. Deci, în toată oamenii. România, până aceste asociații, români simpli, români care și-au scos din buzunar, eu știu, eu astăzi am comandat aseară 30 de pâini, nu? Azi de dimineață, din Monterotondo, n-am vrut să-mi ia nici măcar un ban. Deci,
deci efectiv mi-au dat 4 saci. Patronii români sau italieni? Italieni, italieni. 4 saci cu pâine scoasă din cuptor, deci era caldă. Români care mi-au dat alimente, haine, deci din partea tuturor. Încă da, persoane care sunt în vacanță și care nu pot să contribuiască până nu se întorc. Deci o să avem foarte, foarte multe ajutoare din partea tuturor. Ai luat legătura cu autoritățile românești? Cum se ocupă? Cum funcționează toată chestia? Deci sunt eu implicați? Prin domnul Robert Răducescu și pe unde am trecut pe aici. Deci dumnealui reprezintă... Are o asociație. Da? Din partea ambasadei, ai întâlnit pe cineva acolo la identificările corpurilor? Astăzi nu, pentru că e așa haos. Ai fost acolo? Bănesc că poate am trecut și... Deci vă spun, ai impresia că îi cunoști pe toți și pe niciunul. Deci efectiv știu că sunt... S-a implicat foarte mult ambasada, știu de la oameni, de la părintele aici de față, de la toți românii. Deci ambasada se implică, statul român există, nu? Trebuie doar să ne implicăm noi, persoanele dacă, simple. Acum că ai văzut situația și eu știu că nu poți explica în cuvinte tot ce vezi, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva în România, ce-ar fi fost? Ce-ar fi fost și aici, români sau, se, România se sau poate Italia? Organiza, tu că cunoști amândouă țările, se poate organiza România cum se organizează Italia în momentul de față? Hai să avem încredere în noi, da? Dacă pot ei, putem și noi. Și cum ei sunt frații noștri, frații între ei se ajută și frații între ei se aseamănă. Tu zici că dacă nu au probleme, am fi cu siguranță ajutați din toate părțile. Cum sunt și italieni da, în de față. Da, s-ar întoarce și românii de aici, din Italia, să ajute. Dacă am ajutat italieni astăzi, mă gândesc că mâine aș fi în România. Dacă nu, chiar în noaptea cu tremurul. Cu ce te ocupi în Italia? Am grijă de un copil, care e copilașul meu. Cum te cheamă? Gabriela Dino. La revedere. Mersi frumos. Doamne ajută, părinte. Mulțumesc mult. Acum, cu noi? Am reușit.